necesar un astfel de proiect? Era necesar un astfel de proiect pentru mamele care doresc să-și crească copiii într-un cadru frumos, amenajat, educat și în același timp care vor să se întoarcă în câmpul muncii. Iar acest proiect nu se adresează numai mamelor care au deja indemnizație, ci mamelor care au copii, care nu au avut până la momentul respectiv un serviciu și atunci își doresc totuși să intre pe piața muncii și să aibă un serviciu. Și atunci această creșă le oferă această ocazie să poată să aibă un serviciu. Bine, își aduce copilul aici. Copilul aici este consiliat de un psiholog, are educatori cu cursuri de puericultură, are mâncare, avem bucătar care pregătește exact ceea ce trebuie pentru copii între 0 și 3 ani. Și în același timp, nu numai asta, dar fac și activitățile de se ocupă de copil, fac activitățile de zi cu zi în care copilul poate să deprindă și să nu să învețe că e prea mic, dar în primul rând să poate să vorbească, da, și în același timp, fiind psiholog, atunci au și o afișă de aptitudini. Și părinții știu unde să poată să se ducă cu copilul mai departe, să îi dezvolte acele aptitudini dacă au posibilitatea sau... Care este publicul țintă? Publicul țintă. Însemnând beneficiarii. Beneficiarele sunt 40, că atât avem locuri de 40 de copii. Sunt mamele acestea tinere sau mamele copiilor, inclusiv încă 5 mame rome. Deci avem 40 de copii, dintre care 5 romi. Așa este. Este un proiect pe fonduri norvegiene. Și a constat într-o reabilitarea centralei termice de la blocuri de la noi, din cartierul Iliești, și